Seceta a afectat culturile de toamnă, fiind vorba de circa 60% din semănăturile de câmp. Așa arată datele preliminare colectate din teritoriu de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Chiar dacă recolta de grâu va fi mai mică, autoritățile susțin că securitatea alimentară nu este în pericol. Ministrul Agriculturii Ion Perju a declarat pentru Infoprim Neo că încă mai sunt recepționate date din teritoriu, au mai rămas 6-7 raioane. Finalizarea evaluărilor s-a prelungit inclusiv din cauza ploilor, care desigur bucură, spune ministrul. Ion Perju a menționat că practic toate câmpurile au fost afectate de secetă, dar aceasta nu înseamnă că nu va fi roadă. Se spune că recolta e compromisă atunci când un producător planifică 3 tone, dar nu va strânge nici măcar o tonă la hectar, dar nu e situația de acum. Ministrul spune că împreună cu colegii săi s-a deplasat din nordul țării până la sud și a văzut și câmpuri foarte bune la sud, zona care a fost cea mai afectată de secete, și invers, câmpuri foarte afectate la nord. Lipsa precipitațiilor a afectat în special sud-estul țării. Este vorba despre raioanele Basarabeasca, Taraclie, Ștefan Vodă, Căușeni. Tabloul preliminar arată că în jur de 2000 de hectare au fost cultivate repetat. Cei mai mulți producători au semănat porumb. Ion Perju a mai spus că și în condițiile unei recolte mai joase, securitatea alimentară a țării va fi asigurată. Anual sunt necesare în jur de 350.000 de tone de grâu, dintre care 90.000 pentru semințe. Și acest calcul este făcut cu rezervă pentru o populație de 4,2 milioane de oameni. Dacă anul trecut recolta a fost de aproximativ 1,1 milioane de tone de grâu, alimentar și furajer, anul acesta vor fi cel puțin 500-600.000 de tone. Grâu mai este și în rezerva de stat. Din noua recoltă, securitatea alimentară va fi asigurată, însă va rămâne mai puțin pentru export, a explicat ministrul.